se oferă domnului Vasile Bicu. Cum să vorbesc de aici acum? Da, da, bine. Onorată asistență, să mă bucur sincer de această realizare a domnului Popescu, pentru că meu, într-adevăr, întotdeauna în cuvântările sau în articole, în ceea ce a făcut, a evocat această temă dureroasă, tema mamilor care au de suferit. De aceea, văzând, și am fost și martorul cum că noi am început schițele acestui proiect, cum s-a început, de aceea mă bucur foarte mult că Măluș a văzut visul realizat. Iar pentru dumneavoastră, pentru această frumoasă comună de pe Valea Seretului, trebuie să vă bucurați că aveți un loc, încă un loc sfânt, care astăzi a fost sfințit și care o să ne aducă aminte de acele triste pagini în istoria, nu numai a satului, ci și a întregului neam românesc. Mulțumesc!